Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ieftinarea benzinei cu 50 de bani. Toată lumea așteaptă cât mai e până pe 1 iunie. Azi e 28, nu știu ce, când vineri. Da. Vineri, domnule, ne trezim, primul lucru trebuie să ne uităm să vedem dacă s-a ieftinit pe undeva cu 50 de bani. Băi, o să fie o nebunie totală. Da, nu știe. Eu mă aștept să fie și cozi de la miezul nopții. Exact. Nu știu ce să zic, habar n-am, nici domnul Ciucă nu știe. 50 de bani sunt 50 de bani totuși. Da, nu sunt un leu sau altceva, da. Dar 50 de bani sunt 50 de bani. Clar. Practic câștigi de două ori dacă e să fie. Odată că nu-i dai și odată că nu-i dai. Pentru că ei sunt compuși din 25 de bani și 25 de bani. Bravo. Ați văzut cum e. Deci guvernul a zis, noi facem reducerea de 50 de bani, dar în felul următor, hai tăiați voi prețurile. Da, dați voi 50 de bani și după aia... Și vă dăm noi 25 de bani mai încolo când o fi de plătit taxele. Uh-huh. Dacă o fi să fie, când o fi. Asta este reducerea. Și acum, serios, dacă tu ai fi benzinar, Luca, ai reduce prețul cu 50 de bani la litru? Da. Nu cred. Nu l-aș reduce ca de să crezi vânzările. Cum, de ce? De ce să crezi vânzările? Se pare că nu se vinde benzină? Se pare că nu e cerere de benzină? Ba, e cerere. Dacă tu ai avea prețul mai mic cu 50 de bani decât concurența, așa, automat ar crește, nu? Mamă, e... ar fi nebunie. Practic, dacă tai marja de profit și nu mai câștigi nimic, vinzi mult mai mult. O bună soluție economică. Da. Vezi că sunt oameni care... bat drumul pentru 5-6 bani ca să alimenteze ceva mai ieftin, dar apoi pentru 50. Da, adevărul că să faci 100 de kilometri ca să economisești 5 lei, da, este o treabă serioasă. E, nu 100 de kilometri, nu exagera. Dacă ai de mers câteva străzi mai încolo să mergi la o benzinărie unde cu 50 de bani mai ieftin, pun prin soare că și tu. Deci gândul tău este că benzinerii o să spună, băi, cum facem noi să creștem vânzările, că nu mai vindem benzină? Nu e vorba, repet, e o chestie concurențială. Uite, X și Y n-au scăzut, scădem noi. Și după care X și Y scad și că dacă marja de, duce toată lumea. Dar dacă marja de profit este de 50 de bani? N-are cum. N-are cum să fie la litru? Eu cred că este chiar mai puțin. Mihai Nicus că e mai 70 de bani, sau nu știu. Da, e 70 de bani. Eu cred că este oricum mi se pare destul de mult. Da, deci practic tu o să creditezi statul, benzinarul Luca, cu aia 25 de bani pe litru. Ăștia nu se scad din marja de profit, se scad din impozit, nu? Asta a fost vorba? Nu, se scad din prețul de vânzare. Ok. Și cei 50 de bani și tu îți recuperezi 25 de bani când o să vină momentul să plătești taxele. La un moment dat. Adică nu mai plătești. 25 îi pierzi? Ca benzină, mă refer. Nu, îi câștigi. Evident că îi pierzi. Atunci nu ieftinezi nimic. A, în sfârșit i-a picat fisa, doamne. S-a prins. Da, nici domnul Ciucă nu știe. Avem două declarații remarcabile. Deci reporterii insistă. Domnule, o să ieftinească, o să ieftinească și primul ministru. Primul ministru, vorba aia, adică. Ferm. Sincer, nu am intrat în acest detaliu, dar vom analiza și vom veni cu răspuns în acest sens. Care detaliu? Deci nu am intrat în detaliu ieftinirii benzinei, mă rog, carburanților cu 50 de bani. Păi asta este toată povestea. Adică despre asta vorbim, nu e un detaliu. Asta este esența. De o săptămână vorbim. Mai mult, deci asta este, nu e un detaliu. Asta e problema, se ieftinește sau nu. Este un detaliu la care nu am intrat în detaliu. O să mai vorbim, mai vedem. Domnul Ciucă, e 28 iunie. Mâine, poimine, e 1. Da. Și când o să vină cu răspunsul? Când întreabă presa, nu știu, și de gringolada continuă. Fiți atenți la acest răspuns al premierului. Sincer, încă o dată, nu am discutat punctual ce se va întâmpla la benzinăriile private. Punctual la benzinăriile private. Dar... Sunt și câteva benzinării private. Da, unde sunt benzinăriile de stat? Poate în curte la SRI, poate în curte la MAPN, poate în curte la SIA. Adică unde sunt benzinăriile de stat? Că aș vrea să mă duc să alimentez și eu de la stat. Dacă există, cum e bufetul Parlamentului, dacă există și benzineria Parlamentului sau benzineria statului, să mă duc și eu. Care sunt benzinerele care nu sunt private în România? A zis ca la școală, poate la UDE, poate nu la UDE. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.